Maica, am prieten și simt că el este pentru mine pentru veșnicie, însă uneori simt că dragostea față de el se micșorează. Cum pot face ca dragostea să dăinuie mereu? Și care o fi cauza? Păi, cauza este că ești pătimașă, da? Deci noi avem, și pe urmă noi nu trăim mereu la aceeași înălțime, nici duhovnicească, nici emoțională, suntem ființe care balansăm așa, sus, jos, sus, jos. Deci acceptă că ești om, acceptă că ești în mișcare și descoperă bolile. Tu știi care-s cauza. S-ar putea să fii geloasă, s-ar putea să fii invidioasă, s-ar putea să fii... Ce cuvânt să folosesc în locul nesimțirii? Insensibilă, da? Da. Și atunci, sigur că nu mai îți dai seama. Îi ajut pe femei să-și reiubească soțul, spunându-le, imaginează-ți că moare mâine. Oh. Da, una vroia chiar să divorțeze și când a auzit că moare într-o săptămână, i-a spus, nu mai divorța, că ăsta moare într-o săptămână, că eu văd. Oh. Și a venit și a zis, maică, dar e bărbatul meu, dar eu îl iubesc, dar e frumos, dar e deștept, dar e... Da? Și așa că mai vindecă de nesimțire prin trezirea asta. Da? Uitați-vă, minunați-vă, că mă întrebam, unele lucruri se întâmplă așa scandalos, așa se întâmplă câte ceva scandalos în viața mea și mă întrebam oare de ce? Păi de ce? Pentru că eu sunt nesimțită și nu mă mai mir. Și deodată se întâmplă ceva mai scandalos și zic, oa! Și Dumnezeu zice, în sfârșit te văd iar minunată, minunându-te. Minunați-vă, bre, că sunteți, minunați-vă că vă iubiți, că suntem neputincioși, suntem bolnavi, suntem scârboșei, dar ne iubim, da? Hai! Mirare multă.